puțin. Să vorbesc vreo 15-20 minute cu ei. Gata? Gata! Ne-am selectat ideea, am testat-o, am văzut care e primul pas. Acum trebuie să ne uităm puțin și în jurul nostru să vedem cu cine colaborăm. Că lucrurile de obicei în antreprenoriat nu merg de unul singur. Cum selectăm oamenii ăștia? Cred că toată treaba pornește de la a te alege oamenii care au același set de valori ca și tine. Deja de aici putem să vorbim ore. Dar cred că asta, pentru mine asta e esențial, să fiu convins că oamenii cu care pornesc la drum alături sunt oameni care împărtășesc aceleași valori ca și mine. Restul deja sunt detalii. Care ar fi niște seturi de valori? Nu pot să spun. Le află Iulian și le-aș. Câteva din ele și probabil cele mai importante le-am spus și în discuția anterioară. Cinste, corectitudine, loialitate și de aici putem vorbi. Care depinde de la persoană la persoană, care se feră de valoare. Da. E una care ți se pare esențială? Indiferent de ce business ai face sau unde faci business? Corectitudine. Simin? Ilian? Da, și aș completa ce a spus Decebal și ar fi bine să găsești o echipă în care oamenii au competențe complementare. Dacă tu ești bun pe IT, să zicem, și nu îți place prea mult să interacționezi cu oamenii, poate te-ar ajuta un partener care, da, împărtășește setul tot de valori, dar e mai deschis către a discuta cu potențial clienți, cu parteneri, cu angajații pe viitor. Că dacă tu ești o persoană foarte tehnică, ai nevoie și de skill-ul ăsta. Că să-ți dai seama care e punctul tău forte, să-ți dai seama unde mai ai nevoie ca să poți să te complementeze persoana respectivă. Exact. Da. Și atunci să ai o echipă cu un mix complet care poate aborda diversele spețe care apar în funcție de competențele existente în echipă. Ideea e că tu, ca antreprenor, trebuie să vezi ce resurse ai nevoie ca să derulezi un proiect, dacă le ai bine, dacă nu, te gândești ok, cum poți să le obții. Da. Și tu, ca să dai drumul la pulgărele de zăpadă. Iar dacă e o idee bună sau rea, iarăși, nu știu dacă e cineva care poate să zică gata, nu e bine sau nu e. Da, ideea e să o testezi, să vorbești cu potențialii tăi clienți și să vezi ce chestiuni pot apărea de acolo și să le rezolvi. Că de fapt asta înseamnă antreprenoriat, să apară probleme și să cauți soluții permanent și în cazul în care le găsești, atunci e bine.